Seara de joi a fost una a premierelor la Jurnal Administrativ și în privința invitatului în studioul Mușel TV. Primarul comunei Dragoslavele a participat pentru prima dată la o emisiune televizată în direct. Taxele și impozitele, de exemplu, le-am menținut, le-am mulțit de căcurata inflației, nu le-am mărit. Cum au făcut alții? E bine și cum au făcut alții să strânge bani mai mult, dar am zis, hai mă, poate că le ținem așa mai. E și situația care e și contează mult de tot. Acum, de exemplu, vrem să punem numele la casă și denumiri la străzi, plăcuțe, să fie frumos fiecare stradă. Lucru care nu s-a făcut până acum. Am contactat niște firme, modele, că e mare, am vrut să fac de acum un an chestia asta și m-am oprit din cauza că stăteam de vorbă cu Claudiu Ciobanu, fostul primar de la Cetățeni. Găsise o firmă, nu îi dau numele, că n-are rost să dau numele. A făcut achiziția, a pus numerele la toate casele, la străzi, nu știu, după 2 ani de zile s-a albit. Și de-aia a rămas așa, am zis, s-a luat seama. Păi s-a albit, na, ce colantul fi pus, nu fac așa cu colanturi, cu toate, ori ambutisate, ori și vopsite. Ceva tălainic. Păi ceva, cel puțin măcar 10 ani garanție să-mi dea. Nu doar chestiunile legate de administrație vor fi prezentate în emisiunea săptămânală, difuzată în direct joia de la ora 19:15. Poveștile oamenilor și localităților își vor găsi locul printre informațiile despre bugete locale, investiții și strategii de dezvoltare. Avem și două povești, da? Una care e foarte veche, una cred că are, zice, eram copil eu, la Neamuise Cioplâi, unde... Cum o știu eu de copil, așa e și la momentul ăsta. Că îi spuneam, dânsul a murit de mult și se ocupă acum un băiat al dânsului, a ieșit la pensie, profesor de sport. I-am spus, dom'le, modernizează, fă ceva, lasă-o mă neluț așa, lasă-o așa, că... N-are nici măcar motoraj la... Are, acum a pus motoraj, n-avea, vedeam la manivelă. Da. Da, Sănătul care, într-un fel, hai să spunem, reprezintă marca a comunei Dragoslavele, că e și zona frumoasă. Deci, preanaltul Calinic, la noi, vine la noi în Dragoslavele aproape că săptămânal. E un schid făcut undeva de domnul președinte Mogoș către Ghimbavu, de la Prislop, către Valea Ghimbavu, în jos. Și vine dânsul vine foarte... Când vede la că funcționează povarna, coboară, că știe că pune cartofi în jar și coboară, e vreun cartof, ceva.